M-a deranjat foarte tare că Tudor Gheorghe a ajuns să spună pe scenă, și asta este ține de cultură, că cei din județul Călăraș nu-i acceptă sau nu-l agrează și așa mai departe. Poezii de genul acesta. Acum, Tudor Gheorghe, eu știu destul de bine ce fel de persoană este. O să am o întâlnire cu dânsul săptămâna viitoare și să explic că aici nu are nicio legătură ceea ce i s-a băgat lui, s-a picurat în ureche cu realitatea. E adevărat, el a venit la Călăraș la ultimul concert, dar noi, nici eu, nici Ștefan, nici primarul capitală de județ, n-au primit de la domnul Liviu Anghel nicio invitație la a merge la acest spectacol. Este adevărat, nu suntem învățați să mergem numai pe invitații, ci putem să mergem ca o cetățean să ne cumpărăm bilete, că nu ne doare buzunarul. Dar dacă spune că persoanele importante din conducerea județului sau din conducerea primăriei nu au fost la acest spectacol, eu vă rog să mă credeți că abar n-am avut că acest spectacol exista. Eu unul, ca persoană. Nu înseamnă că dacă nu știu că exista, m-aș fi dus sau nu m-aș fi dus. Nu știu. Habar n-am avut că există acest spectacol. Dincolo că n-am fost invitat, pentru că domnul Liviu Anghel e foarte supărat, că i s-au pus niște taxe, adică dacă trebuie să plătești sala, dacă tu vii și aduci pe nu știu cine și vrei să câștigi 400 de milioane la un concert și faci bilet de 70 de lei, adică 700 de mii de lei ca să dai tu niște tunuri, eu nu permit așa ceva. Adică cultura trebuie făcută să câștige cei care fac cultură, nu cei care intermediază cultura, să dea tunuri de câte 400 de milioane la un spectacol. Credeți-mă, eu nu pot să accept o chestie de genul acesta. Adică există o taxă clară pentru sală și dacă tu faci un profit, chiar varsă-mi tu mie din profitul ăsta uriaș, varsă pentru cultura călărășeană. Taxa pentru sală nu e făcută ca să îndepărteze oamenii, este făcută ca să vină cei care sunt în stare să facă astfel de intermediari. Scuze-mă, la 7, și că era supărat că au venit 300 de aici, nu au venit mai mulți. Și că n-ar fi venit mai mult de 300 pentru că s-au lipit nu știu ce afișe peste afișele Tudor Gheorghe. Păi la 700 de mii cine vine? Că l-auzi pe Tudor Gheorghe la televizor de 7 ori pe zi. A, vrei să-l vezi? Fă-mi și mie un preț de 200 de mii, de 300 de mii. Adică 700 de mii mi se pare o beleală pe față. Eu... Nu știu, bă, eu de câte ori am fost la București, știu că pe două bilete de obicei nu sunt de milion. Niciodată n-am sărit. La Teatrul Național, când mă mai duc și eu prin București, că lunea dacă mă duc în București, uneori luni seara am eu bilet. Da, media cât a fost? Cât a plătit noastră media? Cred că în jurul lui 500 de mii, maxim. Biletul. 500 de mii biletul, de persoană. Și e Teatrul Național București. Nu, Tudor Gheorghe, că mi-am interesat, Tudor Gheorghe este 1.200.000 de lei, 120 de lei. Spectacole pe care le țin. Sunt artiști care își impun... 1.200.000 este prețul lui pe bilet? Se vinde cu un preț. La București, stai mă, București, nu compara București, puterea de absorție a Bucureștiului cu Călărașul. Adică nu se poate așa ceva. Sunt artiști care nu acceptă ca prețul biletului să fie sub o anumită sumă. Exact. Sunt și asemenea... Păi stai puțin, nu e adevărat. Nu există, asta e vrăjeală. Eu mă duc și... Nu există așa ceva. Nu există, vă contrazic. Eu mă duc și stabilesc cu Tudor Gheorghe. Dom'le, cât vrei dumneata pe un spectacol care îl dai la Călăraș? 500 de milioane! Eu îmi fac socoteala, băi, 500 de milioane la un 70% coeficient de încărcare a sălii, că nu sunt sigur că intră om pe om, zic 70, care e un coeficient ridicat de încărcare, 7 ori 5, 35, 380 de bilete. Le vând. La 380 de bilete văd cât vrea omul, cât trebuie să plătesc eu și cât vreau să scot și eu și fac un preț. Dar nu-i dau lui Tudor Gheorghe pe un bilet 300 de lei și iau eu 400. Nu se poate așa ceva. Eu n-am nimic împotrivă dacă găsește soluția asta. Să-i dea lui Tudor Gheorghe 50 de bani și să ia 400. Dar fă-mi biletul, 400. 400 de mii. Domnul Anghel, știți foarte bine povestea cu Anghel, care e foarte veche și care n-are nicio legătură cu faptul că l-a adus pe Tudor Gheorghe. Foarte bine l-a adus pentru Consiliul Județean, l-a adus pentru lume. Dar lumea vine și plătește 700 de mii un bilet, nu vine. Și în loc să vinzi 550 de bilete cu 500 de lei sau cu 450 de lei, ai vândut 300 cu 700. Dacă faci socoteală, ai pierdut. Nu? E o socoteală. Pe lângă faptul că ce comision percepi tu la un actor în așa fel încât într-o afacere de genul ăsta să poți să iei tu 400, iei mai mult decât e actor. Nu știu. Nu știu exact sumele, dar mi-închipui. Eu aduc piese, eu. Casa de Cultură aduce piese cu 250 de milioane și, sau cu 300 de milioane și vin 12 actori și tu l-aduci pe Tudor Gheorghe și trosnești 400 de milioane într-un joc, așa? Se poate așa ceva. Dacă vrem să facem cultură, hai să facem cultură. Nu să facem niște afaceri atât de sănătoase din cultură.
Poți să faci afaceri din cultură, dar fă în așa fel încât lumea... De ce mai susținem noi cultura? Păi am spus foarte clar. Mai susțin cultura anul și la anul și până gata. Cultura se susține singură. E cultură de masă sau e cultură pentru anumite clase? Păi nu uite, anumite clase sunt... Nu ascultă nici cel care e la șuruburi și nici Mozart sau este trecut în... Nu. Între artiștii noștri de la un nivel... Pui problema greșit. Să spun de eu ce. Eu vă întreb că eu particip la actul de cultură în felul meu. Tu... Spuneți că dacă vine Tudor Gheorghe trebuie să se vândă pe 30 de lei, ceea ce să, nu vă spune asta, nu sunt de acord cu chestia asta. Pentru că eu dacă știu cine sunt și am un turneu în 7 orașe și am impus, astea sunt prețurile, ăla trebuie să facă tot posibilul. Eu chiar nu țin cu Livianul, am și spus-o public. Eu afacere și nu mă bag în afacerea nimănui. Dar pur și simplu, de-a lungul vieții mele, m-am întâlnit cu chestii de genul ăsta. Dar uite că n-am fost spectatori. Este treaba fiecare și asuma riscurile care a spus domnul președinte că... Stai. Că aici nu e vorba că mi-asum riscuri. Aici eu trebuie să gândesc. Numai puțin. Eu trebuie să gândesc actul cultural... Da, ca toată lumea să aibă posibilitatea, chiar și ăla care face șuruburi, să aibă posibilitatea, poate și ăla care face șuruburi, sau care bălegar, poate și ăla are dorința să asculte. Lasă-mă să vorbesc, acum cât am ascultat. Păi și eu am ascultat, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Și dacă nu ești de acord cu mine, de ce nu dai voie să mă... Dar eu vă aduc, dumneavoastră, haideți să ne interesăm. Mă dai voie să vorbesc la mine în casă? Nu-mi dai voie la mine în casă să vorbesc? Să vă pot pune o întrebare. Păi mi-ai pus o întrebare, vreau să-ți răspund. Și tot spuneți Liviu Anghel, Liviu Anghel, de parcă aveți dumneavoastră cu Liviu Anghel și Liviu Anghel personal. Tu ce vrei de fapt, măi omul? Eu vreau decât ca să fie întrebare, spectacole pentru rog, toată lumea. Întrebare. Să fie spectacole pentru toate clasele sociale și fiecare să-și permite după buget să se ducă. Da. Nu să-mi aduc numai gala B, să ajunge pe scenă 2-3, cum spuneți dumneavoastră, și să mă duc acolo. Eu nici nu m-am dus la 3 spectacole, că nu m-a interesat, de exemplu. Păi, dar foarte bine. La Gheorghe sau la altele, la București. Dar tu-ți permiți să dai 700.000 pe mine. Dar ăla care vrea să ducă și nu-și permite, ăla de ce trebuie să cadă în chestia asta? Păi da, spectacol pentru nivelul lui. Asta nu înseamnă că trebuie să adun numai spectacole de o anumită factură, într-un loc. Mă, băiatule, păi, tu gândești total eronat. Și să explic de ce gândești eronat. Vă că sunt în totală măsură și îndeplinătatea tuturor facultăților... Nu, cunoștințelor. Vedeți că vă grăbiți să afirmați niște trebuie. Deci, dragul meu, tu ai o poziție care este contrară modului meu de a gândi. Da? O fi perfectă ca și o vezi tu. Și mai venit Beligan? Păi nu știu, vă întreb o dumneavoastră. Că păi nu știu, o fi mierlit-o. Eu știu ce a făcut Belegat, dar n-a venit. Ce să-i fac eu? Cultura nu spune că a mierlit. E, na, lasă-mă în pace cu teoriile tale. Trebuie să aibă acces la cultură. Orice om care vrea să-l vadă pe Tudor Gheorghe, nu se dea toți banii din casă pentru un bilet, că așa vrea. Când eu o să-l aduc pe Tudor Gheorghe cu 700 de mii, să-mi reproșez mie. Uite, o să vi-l aduc pe Tudor Gheorghe cu 300 de mii sau cu 250 de mii. E, hai, las. Din păcate. Da, bine, te-ai lămurit? Da, cultura se face pentru toată lumea, numai pentru o categorie de persoane care își permit. Da? Are dreptul și strungarul ăla de care spuneai tu să ducă să-l asculte. Și atunci dă-i și lui varianta să cumpere un bilet cu 300 de mii, fără să câștige ăsta 400 de milioane. Da? Păi, fără să câștige ăsta să umple de bani. Dar ăsta de la Mix Music nu câștigă nimic, ăsta vine pro bono la dumneavoastră aici. Normal câștigă. Eu nu mai înțeleg. Pentru că el trebuie să-și facă treaba ca să câștige. Dacă nu-și face treaba, el e pe pierdere la ora actuală. Aveți păreri pro, pe da? Și sunt eu, că v-am spus un lucru. Ce faci, Octavian? Probabil că și altul, dacă vă laudă, e bun. Stai că am terminat, gata. Da, a pus o întrebare, am terminat. Trebuie să mă descarc pe ăla. Stai liniște, gata. Cine laudă, ăla. Bun. Nu trebuie să mă lauzi, dragă. Și am nevoie să mă lauzi, tu nu vezi că mi-au urât lăudători. Asta e bun. E de ce tupeu poți să ai? Chiar ridici tonul. Dar nu am tupeu. A, da. Vă rog să mă scuzați. Dar n-am înțeles, dacă nu-ți permiți, tu să ridici tonul la mine. Când m-ai văzut pe mine că ai ridicat tonul la tine? Ia comportă-ți. Verifică-ți comportamentul. Verifică-ți comportamentul. Mulțumesc. Da, foarte bine. Alte întrebări. Vă ascult. Eu te vin la mine în casă și urlă. Cine e fi? Buricul pământului? Cine ești tu? Și pe stradă atunci o să fiu la dumneavoastră în casă. Ce cum? Și pe stradă atunci o să fiu la dumneavoastră în casă. Nu vii unde vrei, dar nu țip la mine în casă. Eu nu vin la tine în casă să țip. Ce am țipat la radio la tine? Nimeni nu are dreptul să spună nimic, că e deranjant. Înțeleg, este... Ce să spună dacă spui niște prostii? Cum dracu te fiu de acord că ți-i spui că muncitorul n-ai să caute în sală, că-i tâmpit. El nu poate. Haide băi, termină. Gata. Am terminat discuția cu tine. Am discutat, am terminat discuția. Nu să nu mă deranjeze. Bine, poți să pleci dacă te deranja. Nu te ține nimeni cu forță. Ei, atunci mai stai. Aveți conferință de presă? Ia o cafea și poate mai te potolești. Da, cam asta sunt. Mai aveți întrebări?
Nu mai aveți. Vă mulțumesc. O zi bună tuturor. Eu să mai vin data viitoare sau să nu? Știu că nu țineți supărare. Tu ai un punct de vedere, eu am un punct de vedere.